Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bun găsit la jurnalul PTV Oltenia, o ediție specială în care vă prezentăm cele mai importante evenimente din această săptămână. Doi profesori de la școala Vlaicu Vodă sunt în vizorul Comisiei Județene a ISJ Olt. Cei doi, ca de altfel întreaga comisie de examen din școală, sunt în vizorul unei anchete. Un anonim a sesizat la Tel Verde că cei doi dascăli ar fi favorizat în timpul examenului anumiți elevi. Ancheta ISJ Olt este în curs. Anchetă de proporții la câteva săptămâni de la terminarea evaluării naționale la școala Vlaicu Vodă din Slatina. Două apeluri anonime la Tel Verde pus la dispoziție de Ministerul Educației aruncă în aer învățământul oltean. Întreaga comisie de desfășurare a examenului din școala numărul 7 și în special două cadre didactice, profesorul de matematică și cel de română, sunt vizați de anchetă. Au fost două sesizări la Tel Verde după încheierea probelor de la evaluarea națională și, în consecință, am demarat o procedură de analiză a evenimentelor desfășurate la școala gimnazială Vlaicu Vodă. În apel se susține că unor elevi li s-ar fi indicat anumite răspunsuri la cele două probe. De cealaltă parte, conducerea școlii susține că cei doi profesori au intrat în cele patru clase de examen doar în momentul ștampilării lucrărilor. Potrivit metodologiei, profesorilor de română sau matematică nu le era interzis să facă parte din comisie. Comisia a fost constituită conform metodologiei în vigoare. Metodologia nu interzice participarea în comisiile de examen, de evaluare națională, respectiv de bacalaureat, doar anumitor profesori, pentru că altfel nu ar mai putea fi comisii. Deci în comisie pot fi orice tip de profesor care întrunește condițiile necesare. Drept urmare, în școală nu a pătruns nimeni din afară. Profesorul de română care m-a însoțit atunci când am distribuit broșurile la clasă, deci subiectele la clasă, a fost alături de mine și atunci când s-au ștampilat broșurile. La ISJ au fost aduse și CD-urile cu înregistrările, dar pe care nu se aud conversațiile dintre profesori și elevi, acum urmând să fie analizate gesturile fiecărei persoane din sala de examen. Tot examenul a fost înregistrat audio-video, de la început până la sfârșit. Cu certitudine pot spune că se poate discuta și cu elevii, absolut toți elevii care au participat la evaluare națională și cu domnii asistenți care au fost prezenți în sălile de clasă la momentul respectiv. Mai mult, reprezentanții școlii susțin că între rezultatele elevilor din timpul anilor școlari și cele de la evaluare nu sunt diferențe mari, iar subiectele au fost construite de o așa manieră încât nu puteau fi indicate soluțiile. De exemplu, la limba și literatura română au fost exerciții de creație. Catalogele sunt o dovadă, notele la evaluare națională, respectiv la simularea care a avut loc, demonstrează că diferențele de notare la simulare, respectiv la evaluare națională, și situația școlară a copiilor din cataloage este similară. Comisia județeană constituită la ISJ analizează atent fiecare cadru, se ia în calcul inclusiv să fie purtate discuții cu elevii din sălile de examen. Nu dorim să ne antepronunțăm. Am discutat cu toți membrii comisiei și decizia va fi una, sperăm noi, care să evidențieze faptul că profesorii nu au nicio vină și că evenimentele petrecute nu au avut drept rezultat intenția de a frauda examenul. Anul acesta, la școala 7, a fost înregistrată o promovabilitate de 98%, doar un copil nu a reușit să obțină o medie peste 5. Tot aici a fost înregistrată și media de 10 din cele 5 obținute în Olt. Slatina, niciun caz de COVID-19 potrivit datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică Olt la începutul acestei săptămâni. Situația aceasta se datorează în mare parte și faptului că mulți oameni au ales să se protejeze pe ei și pe cei din jur vaccinându-se. Până la acest moment, la nivelul județului Olt au fost realizate peste 142.000 de doze de vaccin. În centrele drive-thru s-au vaccinat peste 3.500 de persoane.
De la debutul campaniei de vaccinare anti-COVID-19 până în prezent, la nivelul județului Olt au fost repartizate 143.795 doze de vaccin care au fost distribuite centrelor de vaccinare. Numărul de persoane vaccinate împotriva COVID cu produsele biologice Pfizer, BioNTech, Moderna, AstraZeneca și Johnson & Johnson în ultimele 24 de ore este de 119. De la începutul campaniei și până în prezent au fost realizate peste 142.000 de doze de vaccin împotriva COVID-19. Până în prezent, la nivelul județului nostru s-au administrat peste 142.000 de doze de vaccin, din cele patru tipuri de vaccin disponibile în momentul de față în România. Din cifrele puse la dispoziție de către Direcția de Sănătate Publică, rezultă că 76.000 de persoane s-au vaccinat la nivelul județului nostru cu schema completă de vaccinare. Avem în continuare operaționale toate centrele de vaccinare fixe și centrul de vaccinare drive-thru din Parcul Tineretului din municipiul Slatina. Deci există capacitate de vaccinare și invit cetățenii județului nostru să vină să se vaccineze, întrucât este singura modalitate în care putem scăpa de această pandemie, putem învinge pandemia. Având în vedere și contextul în care ne aflăm cu concedii petrecute la mare sau la munte, consider că odată ce ne-am vaccinat ne protejăm mai bine pe noi și pe persoanele cu care intrăm în contact. Deși fluxul de vaccinare a fost redus în mediul rural, au rămas totuși 12 localități în care, miercuri, joi și vineri, echipe mobile vor fi prezente la locațiile amenajate de primari pentru a administra doza de vaccin. Am mai redus numărul de fluxuri de vaccinare, având în vedere că rata de vaccinare a scăzut în ultima perioadă. Echipele de vaccinare de la cele fluxuri le-am transformat în echipe mobile de vaccinare, astfel încât în această săptămână vom efectua vaccinare în mediul rural în 12 localități din județul nostru. Mă refer la Bălteni, Găvănești, Corbu Dobrun, Seaca Ipotești, Șerbănesc, Prâncenata Vlădila, Voineasa, Sâmburești și Comuna Schitu. În ceea ce privește numărul de persoane vaccinate împotriva COVID în centrul de tip drive-thru în perioada 14 mai-18 iulie, au fost administrate 3.482 de doze de vaccin, 1.849 persoane vaccinate cu Pfizer-BioNTech, 1.633 vaccinate cu Johnson & Johnson. Începând cu data de 12.07, programul de lucru în centrul de vaccinare de tip drive-thru va fi zilnic în intervalul orar 8-12-18-20. Astăzi, incidența la nivelul județului Olt este de 0,02, Slatina nemai având niciun caz de coronavirus. Un grav accident rutier s-a petrecut marți pe raza localității Dobrosloveni, sat Frăsinetu. În accident a fost implicat un singur autoturism în care se afla doar șoferul. Pompierii au găsit mașina răsturnată pe malul unui canal, iar pe șofer în vârstă de 23 de ani inconștient. Pacientul a fost extras din autoturismul grav avariat cu leziuni incompatibile cu viața. Inspectoratul de Poliție Județean Olt a fost sesizat cu privire la producerea unui eveniment rutier pe DN64 în comuna Dobrosloveni. La fața locului s-au deplasat polițiștii din cadrul serviciului rutier Olt. Din primele verificări, aceștia au constatat faptul că în eveniment a fost implicat un autoturism ce s-a răsturnat într-un canal pentru colectarea apelor pluviale aflat pe marginea drumului național 64. La fața locului au intervenit și pompierii detașamentului Caracal cu auto specială pentru intervenție și descarcerare și un echipaj SMURD. Tânărul a fost extras din autoturismul grav avariat. La fața locului s-au deplasat polițiștii din cadrul serviciului rutier Olt. Din primele verificări, aceștia au constatat faptul că în eveniment a fost implicat un autoturism ce s-a răsturnat într-un canal pentru colectarea apelor pluviale aflat pe marginea drumului național 64. În autoturism se afla doar șoferul, un tânăr în vârstă de 23 de ani din Caracal, județul Olt, care în urma impactului a decedat. În cauză se efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitatea împrejurărilor în care a avut loc evenimentul, fiind întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă. Polițiștii din Olt caută un bărbat în vârstă de 41 de ani care a plecat voluntar de la domiciliu. Acesta s-ar fi dus cu caprele la păscut pe un izlaz din apropierea domiciliului și nu a mai revenit. Cei care pot furniza informații ce pot ajuta la găsirea persoanei dispărute sunt rugați să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție sau să sune la numărul de urgență 112.
Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Olt, secția numărul 1, Poliție Rurală Bobicești, au fost sesizați de un bărbat din comuna Bârza, județul Olt, cu privire la faptul că Pantazi Mihai Cătălin, de 41 de ani, din aceeași localitate, ar fi plecat cu caprele la păscut pe un islas din apropierea domiciliului și nu a mai revenit. Bărbatul are următoarele semnalmente: înălțime 1,70 m, constituția stenică, aproximativ 60-65 de kilograme, păr șaten, un scurt, ochii negri, fața ovală, fără semne particulare. În seara zilei de 19 iulie, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Olt, secția numărul 1, Poliție Rurală Bobicești, au fost sesizați de un bărbat din comuna Bârza, județul Olt, cu privire la faptul că, în dimineața aceleiași zi, în jurul orei 9:30, un bărbat pe nume Pantazi Mihai Cătălin, de 41 de ani, din aceeași localitate, ar fi plecat cu caprele la păscut în apropierea domiciliului și nu ar mai fi revenit. La momentul dispariției era îmbrăcat cu pantaloni 3 sferturi de culoare neagră, bluză cu mânecă lungă de culoare neagră cu dungi albastre, șapcă de culoare albă și încălțat în pantofi sport de culoare neagră. Cei care pot furniza informații ce pot ajuta la găsirea persoanei dispărute sunt rugați să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție sau să sune la numărul de urgență 112. Traficul pe strada Vintilă-Vodă va fi reluat peste 2 săptămâni. Lucrările companiei de apă Olt au fost finalizate, acum urmează să fie refăcut asfaltul. Cei de la CAO urmează să deschidă alte 4 șantiere pe străzi. Compania de apă Olt a finalizat lucrările de pe strada Vintilă-Vodă. În această dimineață a fost branșată conducta de distribuție apă nou executată la conducta de pe strada George Poboran. Vorbim despre o lucrare ce a constat în extinderea conductei de aducțiune pe o lungime de aproximativ 4 km, construirea de cămine de vane și branșamente, dar și reabilitarea rețelei de distribuție pe o lungime de 500 de metri. Astăzi va fi branșată conducta de distribuție nou executată la conducta din strada George Poboran. Compania de apă Olt va realiza această intervenție cu o presă specială, astfel încât alimentarea cu apă în zonă nu va fi oprită. Dar, cu toate acestea, pot să apară modificări ale turbidității apei și fluctuații de presiune, atât în timpul desfășurării lucrărilor, cât și o perioadă după finalizarea acestora. Acum urmează refacerea covorului asfaltic, iar potrivit reprezentanților CAO, în 2 săptămâni traficul va fi reluat pe strada Vintilă-Vodă. Urmează să fie deschise noi lucrări pe alte 4 străzi din oraș. Investițiile companiei de apă Olt în municipiul Slatina, în cadrul proiectului cu finanțare europeană de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Olt în perioada 2014-2020, vor continua în perioada următoare pe străzile Alea Oltului, Constantin Brâncoveanu, Abatorului și Mesteacănului. Facem precizarea că lucrările pe care le facem astăzi, adică disconfortul și toate problemele care apar, sunt pentru confortul și siguranța noastră de mâine. Investim azi pentru Slatina de mâine. Aceste lucrări sunt realizate în cadrul proiectului cu finanțare europeană dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Olt în perioada 2014-2020. Valoarea acestui proiect depășește 241 milioane euro, iar durata de implementare este de 84 de luni. Mai bine de o oră și jumătate s-au luptat pompierii olteni cu flăcările miercuri în urma unui incendiu puternic izbucnit la o bucătărie de vară în comuna Tezlui. Pompierii au localizat incendiul și au limitat propagarea la casă cu regim parter și mansardă. Cauza probabilă a izbucnirii acestuia a fost un scurt circuit electric produs la un aparat lăsat sub tensiune nesupravegheat. Pompierii detașamentului Slatina cu 2 autospeciale de stingere cu apă și spumă și un echipaj smurd au intervenit noaptea trecută în comuna Tezlui pentru stingerea unui incendiu puternic izbucnit la o anexă gospodărească, folosită ca bucătărie de vară. Intervenția a durat mai bine de 1 oră și jumătate pe timpul misiunii, fiind evacuată și o butelie de aragaz. La locul evenimentului s-au deplasat pompierii detașamentului Slatina cu 2 autospeciale de stingere și un echipaj smurd. La sosirea pompierilor, incendiul se manifesta la o anexă gospodărească, folosită ca bucătărie de vară. Aceasta ardea generalizat cu flacăre și degajări mari de fum, existând pericol de propagare la locuința aflată în imediata apropiere. Pompierii au localizat rapid incendiul, limitând astfel propagarea flăcărilor și la casa aflată în imediata apropiere, care avea regim de înălțime parter plus mansardă. În urma incendiului au ars anexa cu suprafață de aproximativ 50 de metri pătrați, mobilier și electrocasnice. Cauza probabilă a izbucnirii incendiului a fost un scurt circuit electric produs la un aparat electric lăsat sub tensiune nesupravegheat.
Un minor în vârstă de 16 ani din comuna Cilieni, pieton, a fost acroșat de un autoturism neidentificat care și-a continuat deplasarea părăsind locul accidentului. În urma coliziunii, minorul a necesitat îngrijiri medicale, fiind transportat la Spitalul Municipal Caracal, iar mai apoi transferat la Slatina. După ce l-au identificat pe șofer în comuna Tia Mare, polițiștii au constatat faptul că acesta consumase și băuturi alcoolice. Inspectoratul de Poliție Județean Olt a fost sesizat noaptea trecută cu privire la producerea unui eveniment rutier pe drumul județean 642 în comuna Cilieni. Cu ocazia deplasării la fața locului, polițiștii rutieri din cadrul Poliției orașului Corabia au constatat faptul că în eveniment a fost implicat un pieton, respectiv un minor în vârstă de 16 ani din comuna Cilieni, ce ar fi fost acroșat de un autoturism neidentificat care și-a continuat deplasarea, părăsind locul accidentului. În urma coliziunii, pietonul a necesitat îngrijiri medicale, fiind transportat la Spitalul Municipal Caracal. Cu ocazia verificărilor efectuate de către polițiști, autoturismul implicat în accident a fost depistat în comuna Tia Mare, fiind identificat și șoferul acestuia, un bărbat de 48 de ani din comuna Tia Mare, județul Olt. În urma testării cu aparatul etilotest a conducătorului auto, a rezultat o alcoolemie de 0,69 mg per litru alcool pur în aerul expirat. În cauză a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă, conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau altor substanțe și părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor acestuia. Polițiștii efectuează în continuare cercetări pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care a avut loc evenimentul. Pe numele conducătorului auto, polițiștii rutieri din cadrul Poliției orașului Corabia au emis o ordonanță de reținere pe o perioadă de 24 de ore, acesta fiind introdus în centrul de reținere și arestare preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Olt. În cursul acestei zile, bărbatul va fi prezentat parchetului de pe lângă judecătoria Corabia cu propuneri legale. Peste 440 de dascăli au susținut miercuri examenul de titularizare. Din cei 568 de înscriși, 127 au absentat, iar alții s-au retras la jumătatea timpului alocat. Primele rezultate vor fi afișate pe 27 iulie, urmând ca soluționarea contestațiilor să fie făcută până pe 3 august. La nivelul Oltului sunt 24 de catedre titularizabile și 474 fracțiuni de catedră. Peste 440 de dascăli olteni au susținut astăzi examenul de titularizare. Unii au susținut pentru prima dată acest examen, alții fiind deja obișnuiți cu rigorile testului, ce le poate aduce siguranța pe un post la catedră. Deși s-au înscris pentru cele 24 de locuri titularizabile, peste 560 de candidați, mulți nu s-au prezentat sau au părăsit sala de examen după 2 ore. La nivelul județului Olt au fost înscriși 568 de candidați pentru examenul de astăzi. Au fost absenți 127 de candidați și au rămas în cursă 441 de candidați pe ambele centre. S-au retras 39 de candidați, 2 pe motive medicale și 37 de candidați din motive personale. Concurența cea mai mare anul acesta se dă la educatori și învățători, unde s-au înscris 164 de candidați, respectiv 68. E prima dată când dați titularizare? Nu, sunt deja pe post eu. Ce notă ați avut în data trecută? 60, anul trecut. Înseamnă că aveți continuitate? Depinde de posturile ce vor fi alocate anul acesta. De copii înscriși, sunt mai mulți factori care intervin. Vizați un anumit post? Nu, nu. V-ați duce oriunde? Nu chiar oriunde. Funcție de distanță. În momentul de față, unde sunteți educator? La Drăgăniști Olt. Și ați vrea tot acolo? Da, dacă se poate. Sunt posturi? Sunt. Mergem înainte, trebuie să fie ceva. Mai preda până acum? Nu, sunt în primul an, nu. Deci sunt începătoare în acest domeniu, da. Cum vi s-au părut subiectele, fiind începătoare? Accesibile. Ați făcut? Am făcut, da. Acum, aveți speranță? Eu sper că da, toată lumea. Speranța mare ultima. Am mai dat și anul trecut. Aveți continuitate? Nu am continuitate. Din păcate nu am continuitate. Subiectele de data aceasta cum au fost și cam ce? Să știți că au fost mult mai accesibile decât anul trecut. Este a doua oară când dau. Anul trecut, până acum nu am predat. Deci data trecută nu ați predat? Nu. Nu. De data aceasta credeți că o să prindeți în totuși puține? De data aceasta sunt cu speranțe că da. E prima dată când dați titulare? Nu, e a treia oară și sper să fie ultima. Până acum unde ați predat? În Slatina, sunt educatoare la grădiniță.
Și acum tot pentru... Da, tot pentru asta. Postul pe care l-ați ocupat este viabil? Da, este viabil. Sunt titulară unității. Acesta era doar ca să devin titulară sistemului. Anul acesta, candidații au putut opta și pentru alte județe. Așa se face că mulți vor încerca să ocupe un post și în alte județe. De ce educator și de ce învățământ? Păi am terminat liceul pedagogic și aș vrea să lucrez în facultate ca educatoare. Mi-ar fi mai ușor decât la învățătoare. Nu te-ai gândit să încerci și în alt județ? Ba da, în Timiș. Câte posturi sunt la educație fizică și sport? 16 posturi pe județul Olt. La 100 și ceva de candidați. Da. Sperați să aveți o șansă? Sper din tot sufletul și îmi doresc. Cum s-au părut subiectele? Destul de ușoare. E prima dată la catedră? Este prima dată, da. Nu ați încercat și în alt județ? Ba da, am pus pe dosar și București. În cele două centre, candidații au susținut examenul de titularizare la 39 de discipline. Primele rezultate vor fi afișate pe 27 iulie, urmând ca soluționarea contestațiilor să fie făcută până pe 3 august. Locuitorii județului nostru au demonstrat încă o dată că au suflet mare. Mii de olteni din mai multe localități s-au unit să salveze sinistrații din Alba. Zilele acestea au fost donate cereale, legume, alimente, dar și bani pentru a-i ajuta pe oameni să treacă mai ușor peste aceste greutăți. Mai multe mașini încărcate cu legume în mod special, dar și cu alte alimente, saltele și alte bunuri, au ajuns noaptea trecută la sinistrații din județul Alba. Oltenii din mai multe localități s-au organizat în timp record și au dat dovadă de omenie. Având în vedere situația înregistrată în județul Alba, în special cauzată de precipitațiile abundente și revărsarea anumitor cursuri de apă din zona respectivă cu afectarea locuințelor cetățenilor, am luat inițiativa la nivelul județului Olt, cu sprijinul unor primari și fermieri mărinimoși, de a colecta produse agricole și în special legume și a le transmite către locuitorii acestor zone. Fermierii din Giuvărăști, Tia Mare și Grădinar s-au mobilizat și au încărcat mai multe mașini cu produse. Până în prezent au plecat din județul nostru peste 25 de tone legume, produse agricole și alte produse către județul Alba. Aceste produse au plecat din Tia Mare, Giuvărăști și Grădinari. La Giuvărăști au fost colectate 1,5 tone de cereale, 500 de kilograme de legume, 23 de litri de ulei, 100 kilograme făină, precum și haine, dar și suma de 7.710 lei într-o primă etapă. Astăzi au fost strânse alte donații, ce vor fi distribuite în cursul acestei zile. La solicitarea domnului prefect, am demarat acțiunea de colectare din comuna Giuvărești. Oamenii au fost extraordinar de receptivi. Fiecare au donat ce au putut, că ideea e să ajutăm cu ce ai, nu să facem porturi suplimentare. Și am strâns din sat de la oameni cereale, legume și bani. Ieri a plecat primul transport, astăzi mai trece încă un transport către zonele afectate din Roșia Montană. Din Grădinar s-au strâns aproape 2 tone de tomate, 500 kg de castraveți, tot atâtea de vinete, aceeași cantitate de varză, dar și ardei și dovlecei. Oamenii au cumpărat și 10-12 saltele, care în cursul nopții trecute au ajuns în Alba, la oamenii afectați de inundațiile din ultima săptămână. Oltenii nu au rămas indiferenți la încercările prin care trec oamenii din Alba. Așa se face că în următoarele zile, campania prefecturii Olt se va derula și în alte localități. Suntem în discuții avansate, ca să spun așa, cu domnul primar de la Urzica și cu domnul primar de la Gârcov și dânsii vor contribui la campania asta cu produse agricole care urmează să fie livrate în zilele următoare. Produsele donate de olteni au fost transportate în județul Alba de legumicultorii olteni. Ei și-au pus la dispoziție dubele cu care cară marfa în piețe pentru a-i ajuta pe sinistrați. Mâine, 24 iulie, se împlinesc 2 ani de la răpirea și uciderea Alexandrei Măceșanu, 2 ani de când România a fost cutremurată de descoperirea unor orori inimaginabile ce se petreceau în curtea unei case din Caracal. De altfel, au trecut 2 ani de când două familii trăiesc coșmarul pierderii a două fete, dar și al întrebărilor fără răspuns. Am 15 ani și eram fost sechestrată de către un domn. Cum te cheamă? Măceșanu Alexandra, vă rog, veniți repede, nu știu unde sunt. Cum adică nu știi unde ești? În ce localitate te afli? În Caracal. M-a dus în Caracal, dar nu știu unde exact. Păi dă-mi un punct de reper unde te afli în Caracal. Cum crezi că te găsim?
În urmă cu 2 ani, această înregistrare cutremura și revolta o întreagă lume. Mâine se împlinesc 2 ani de când Alexandra Măceșanu, o adolescentă de 16 ani, elevă la liceul teoretic Mihai Viteazul, cere ajutor polițiștilor să o salveze, după ce Gheorghe Dincă o răpise. Pe 24 iulie 2019, Alexandra a plecat cu ocazie la Caracal pentru a se întâlni cu prietenul său, iar pe 25, ziua următoare, reușește să sune la 112, crezând că cei care sunt plătiți să ne apere o vor salva și pe ea. Vă rog, trimiteți-mi la domnistică. Stai puțin, secret, am înțeles. Stai puțin la telefon dacă tot poți. Alo, a trecut. Vor... Da. Lângă de ieri e răpită. Asta e telefonul lui. Veniți cât mai repede. Unde să venim, domnișoare, spuneți-ne. Poftim? Unde? Nu știu exact, am trecut pe lângă Dig, dar acum cred că sunt în Bolt, că altundeva nu putea să trecut. Unde? În? Unde sunteți? În Bolt. În Bolt? Da, uite. A, județul Bolt? Stați, da, puțin, da, că am găsit. Am găsit, da, o adresă. Yes. BLD, Antonius Caracalul, numărul 9. Nu veniți repede, că mi-e frică. Am trimis, rămâneți acolo, că în 2 minute n-are cum să zboară, măi, domnișoare. Stați acolo! După intervenția oamenilor legii, ce arată orice altceva, nici de cum profesionalism și competență, după luni în care o țară întreagă a urmărit ancheta din cazul Dincă, acum urmează ani în care vedem cum monstrul din Caracal se joacă cu declarațiile. Dispariția Alexandrei a scos la iveală un alt caz nerezolvat de polițiștii olteni. Dincă avea mâinile pătate și cu sângele Luizei, o altă adolescentă dispărută din Caracal, astfel că în mai anul trecut a început procesul lui Gheorghe Dincă, acuzat de uciderea lui Izei Melencu și a Alexandrei Măceșanu. După nenumărate audieri și declarații schimbate, săptămâna viitoare, în fața magistraților olteni, vor fi aduși 8 martori, printre care soția lui Dincă și rudele Alexandrei, Măceșanu George și Vlad Eugeniu Cătălin. În acești 2 ani de la producerea groaznicului eveniment, rămân întrebări logice fără răspuns. Oamenii, care continuă să protesteze și să ceară aflarea adevărului pe de-o parte și pe de altă parte autoritățile care par jucate pe degete de un criminal, Gheorghe Dincă. Doamnelor și domnilor, aici se încheie retrospectiva știrilor pe TV Oltenia. Sunt Gianina Lupu, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi cât mai frumoasă și un weekend minunat. La revedere!